Primăria municipiului Suceava finanțează și în acest an festivalul concurs de interpretare instrumentală Lira de Aur, aflat la cea de-a 40-a ediție. Manifestarea va avea loc în intervalul 31 mai-3 iunie. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care a precizat că noul pian promis de autoritățile municipale nu va ajunge la timp în Suceava, licitația pentru achiziționare fiind încă în curs. Primăria municipiului Suceava este principalul finanțator al Lirii de Aur, ediția 40, care se va deschide în acest an. Am promis anul trecut pe scenă că până la actuala ediție, deci până acest an, vom avea un pian nou. Da, vom avea un pian nou care este pe drum. Pentru că s-a aprobat târziu bugetul, așa cum se știe, noi ne-am grăbit și am aprobat în aprilie, au demarat procedurile, avem prins o sumă de 500.000 pentru un pian nou, atât noi cât și liceul de artă își cumpără un pian nou, tot cu bani la primărie, dar discutăm de acest pian care se aibă destinație pentru Lira de Aur, în mod special și pentru ceea ce va însemna mini-filarmonica primăriei municipiului Suceava, care va fi funcțională din toamnă. Deci vom cumpăra, este pe drum, așa cum am spus, demarată procedura de licitație pentru acest pian nou și am discutat cu profesorul liceu de artă, cu domnul Iohannis, să facem o mini-filarmonică la Suceava începând din toamnă. Am promis anul trecut pe scenă că la ediția din acest an vom avea un pian nou. Vom avea un pian nou, însă acesta este pe drum pentru că bugetul a fost aprobat târziu, abia în aprilie, Suceava fiind primul municipiu din țară care a făcut acest lucru. Avem prinsă în buget o sumă de 500.000 de lei pentru achiziționarea unui pian nou. Și liceul de artă își cumpără un pian nou, însă cel achiziționat de primărie va avea destinație festivalul Lira de Aur și mini-filarmonica municipiului, care va fi funcțională din toamnă, a declarat Ion Lungu. La sfârșitul lunii februarie, edilul șef anunța că, la acea dată, în proiectul de buget pe anul 2019, în vederea dotării Colegiului Național de Artă Ciprian Porumbescu cu un pian, fusese prinsă o sumă de 220.000 de lei. Procedurile urma a fi demarate cât mai repede, astfel încât acesta să fie pus la dispoziția participanților la ediția din 2019 a festivalului Lira de Aur. Ion Lungu arată că specialiștii din cadrul executivului pregăteau deja licitația pentru achiziționarea instrumentului muzical cu pricina. Primarul le-a cerut acestora să se prevaleze de clauza suspensivă până la aprobarea bugetului local, menționând că anteriorul pian a fost adus din Japonia cu vaporul. Reamintim că în anul 2005 primăria Suceava a alocat din bugetul local 70.000 de lei pentru achiziționarea unui pian. La acea vreme, instrumentul muzical Kawasaki de producție japoneză a intrat în dotarea Colegiului de Artă.